Un tânăr de 27 de ani a murit în condiții șocante. Bărbatul și-a dat foc în fața unui magazin din centrul orașului, unde era angajată fosta lui iubită. Potrivit bunicii victimei, cei doi s-au despărțit recent și tânărul era foarte marcat de cele întâmplate. Într-un moment de slăbiciune, bărbatul de doar 27 de ani din județul Vaslui a mers în centrul orașului Negrești, unde și-a dat foc în fața magazinului unde fosta lui iubită lucra. Dimineața, în jurul orei 4, trupul bărbatului a fost găsit de către polițiști, însă nu s-a mai putut declara decât decesul acestuia. Bărbatul venise de la muncă din Germania în urmă cu doar 3 săptămâni și urma să plece înapoi peste câteva zile. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală pentru necropsie. Potrivit procedurii, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Relatează știrile ProTV.ro.